Dintr-o locomotivă a economiei autohtone, Reșița a mers în ultimii 25 de ani cu frâna trasă. Furnalele industriei siderurgice și mândria acelei constructoare de mașini s-au stins, iar în plan social, rezultatele au fost dezastroase, precum ecuația economică, populația înjumătățindu-se. Cu această stare, de fapt, nu a fost de acord actualul edil al municipiului, Ioan Popa, care și-a propus să oprească căderea și să readucă speranța reșițenilor. Cele 50 de proiecte europene în valoare de aproximativ 160 de milioane de euro sunt garanția că lucrurile se vor îndrepta. Aproximativ 90 de milioane de euro avem contracte de finanțare semnate deja, cu proiecte în diverse faze. Unele sunt deja în implementare, altele sunt în faza de proiectare tehnică și altele sunt în execuție. Centrul civic al municipiului Reșița este un proiect în valoare de peste 6 milioane de euro. Se reabilitează dala urbană. Avem un centru foarte generos, în jur de 25.000 de metri pătrați, la care vom schimba piatra de jos cu o dolomită, cu o piatră andezit tare, fiamată, în grosime de minim 8 cm. Schimbăm și ce este sub piatră, adică canalizările pluviale, cabluri de utilități, facem un canal tehnic, iluminatul ambiental, băncile, mobilierul urban, coșuri de gunoi. Prin astfel de lucrări gândite să aibă o durată de viață mare, reșițenii au garanția că banii nu sunt aruncați pe fereastră. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție. Iar vă amenințăm de la început ca să nu ziceți că n-a fost clară vorba. Va fi o emisiune foarte, foarte, foarte frumoasă. Atât prin invitați, dar și prin rezultate. Prin ce s-a putut filma acolo într-un timp extrem de scurt. Dar în același timp veți vedea că vom fi obligați să revenim, dat fiind faptul că atâtea obiective noi se prefigurează de rezonanță internațională, încât, sigur, peste câteva luni trebuie să fim din nou acolo. Să vă prezentăm invitații. Domnul Ioan Popa, primar Reșița, bine ați venit. Bună bine seara. Ați revenit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Noi vă mulțumim că ați venit, pentru că știu că ați făcut un efort formidabil, ați fost plecat în străinătate, prin Vietnam sau pe nu știu unde, și ați venit cu o zi mai devreme ca să puteți răspunde invitației noastre. Ori sunt unii care vin de la 10 km și parcă fac un efort de zici că trebuie să-i tragi o statuie repede în curte. Așa că mulțumim mult că sunteți atât de amabil. De asemenea, al doilea invitat este cunoscut dumneavoastră, dar și nouă, dar mai ales celor din zona respectivă, de zeci și zeci de ani, pentru că numele domniei sale este legat de Radio România Actualități, Radio România Națională, Doru Dinu Glăvan, președintele ziariștilor profesioniști din România. Este cel care, atunci când președintele Băsescu a tăiat ziariștii dintr-o lege de înaltă clasă, dintr-o lege care este prezentă în fiecare țară. În fiecare țară această lege este prezentă și ziariștii n-aveau cum să nu lipsească legat de pensie. A venit Băsescu și a zis, ce e asta? Păi, cu ziariști, cum îi explica domnul primar Boc. Păi nu, ia scoate-i. Și uite așa, de 13 ani de zile, noi ne-am trezit scoși. A venit președinte domnul Doru Glăvan și ani și ani de zile, când alții dormeau pe coadă, cum se zice despre un anume animal, n-a avut casă, n-a avut masă, n-a avut liniște, până n-a rezolvat. Rezolvarea asta ce a însemnat? Că a trebuit să ia de la Academie, de la președinție, de peste tot din țara românească, o singură întrebare, în esență, ele erau mai multe. Dacă munca de ziarist e muncă de creație? Pentru că scenografii, de exemplu, sunt muncă de creație. Regizorii, evident, muncă de... Numai ziaristul nu era el pe bază care să face emisiunea întreagă, el nu era cu creație, el era, nu știu, în mintea lui Băsescu, evident. Așa că avem mai mulțumit de mai multe ori și vom vorbi la momentul respectiv. De asemenea, prin telefon, la un moment dat, vom avea pe doamna arhitectoana Stănescu,
de la New York pentru o chestie care e foarte, foarte interesantă. Ultima oară când ne-am văzut, domnul Popa, erați privat, aveați o afacere care mușca din Europa și mușca bine la export. Acum nu mai aveți, dar în schimb aveți o mică parte din ea, dar am înțeles că ea aparține acum de o internațională italiană care are cu miliardele afaceri și care nu vă pare rău că v-ați dat partea, ca să zic așa, pentru că în continuare foștii dumneavoastră colegi lucrează în plin. Așa este, așa este. Eu sunt antreprenor prin structură și în momentul 2006-2007, pentru că nu mai întrevedeam o posibilă creștere a business-ului decât ori cumpărând pe cineva din piață, ori integrându-mă într-un grup mai mare, am decis după 20 de ani de chin, de făcut economie capitalistă în România, lucru nu foarte ușor. Fac o paranteză, mă amintesc doar 1998, nu o să uit în viața mea, când am luat primul mare credit ca să duc două linii industriale din Elveția. Am luat un credit de 670.000 de mărci germane de la BRD și inflația în acel an a fost de 132%. Cam, eu când văd astăzi oameni care se văicăresc pe aici, pe acolo, cu ce probleme ar fi, cu frână, că frânează economia sau că inflația e mare, mă pufnește râsul. Da? 132% a fost inflația, puteți să o verificați în statistici. Deci am considerat că e momentul să integrez business-ul într-un business mai mare și am tras un pic pe dreapta, m-am orientat un pic spre turism, spre Banatul de Munte, care mie mi-este la suflet și brandul pe care l-am creat, Monte Banato, să-l divulg acum, nu pentru ca să divulg brandul, ci ca să-l leg de Monte Banato, muntele, munții Banatului. M-am dus să întorc muntelui, practic, ce mi-a dat, câtă bucurie mi-a dat în 20 de ani. Am avut bucuria să conduc 500-600 de oameni, să am facturați clienți în toată țara. A fost o etapă frumoasă din viața mea și m-a retras în munți ulterior. Să fie cu noroc. Domnule președinte, domnule Doru, cum este când o zonă atât de binecuvântată ca a voastră s-a ales praful de aia și dintr-o dată începe viața, dintr-o dată începe să miște, dintr-o dată prinde un alt contur? Cum te simți tu ca ziarist care practic nu se mișca nimic fără să știți voi și fără să faceți reportajele pe care le apreciază toată lumea și în ziua de azi? În primul rând e mâhnirea pe care am trăit-o acum, să zicem, 15-20 de ani, când au început să se distrugă cele două mari industrie și țene, cea siderurgică, prin faptul că s-au cramponat cei care au fost atunci la putere, să nu coopereze cu o firmă americană. Din vari motive. Eu le știu toate. Au fost numai din meschinărie. Și s-a dus combinatul. L-au luat rușii, pe nimic, s-a împuținat personalul extraordinar, mai sunt 5-600 de salariați acum la Cometul Siderurgic și fac doar la minorul funcționează, un la minor a dus cu mulți ani înainte din Spania și uzina de construcții de mașini pe care a distrus-o cel care a fost ministru al industriilor, tot a folosit nume aici de politicieni, de oameni de afaceri, Călin Popescu Treceanu, care în loc să lase ca porții de fier să fie reactualizate cu forța reșițeană, care a făcut 7 din cele 8 centrale aflate la porții de fier, urma să se reabiliteze după 25 de ani și a dat-o, fără citație, fără nimic, pe via Elveția, Suedia și astăzi, la porții de fier, cele 6 grupuri românești produc aproximativ 20% din ceea ce ar trebui să producă, pentru că nu merg grupurile. Cele două ale sârbilor produc între 78% și 92% și noi importăm din Ungaria curent electric. Iar Reșița a fost văduvită odată când a dispărut UCMR-ul, nu a dispărut doar uzina. Pe orizontal au fost foarte mulți care au dispărut, familii întregi, 14.000 de salariați acolo, 14.000 dincolo, comunitatea siderurgică. Da. Și a venit tânărul primar
Popa Ioan cu o altă atitudine. N-are treabă cu directivele politice, cu altceva. Vrea să facă ceea ce a făcut în privat. O să-l ascultăm. Da, păi până atunci să rugăm pe doamna regizor Apostol să difuzeze primul reportaj ca să creionăm deja câte ceva. Fondurile europene pentru dezvoltarea unor proiecte care modernizează infrastructura de transport din Reșița vor transforma Valea Bârzavei într-o arteră multifuncțională pentru circulație, dar și într-o zonă de promenadă. Avem un contract de finanțare pentru reintroducerea tramvaiului în Reșița, un proiect în valoare de peste 70 de milioane de euro, la care proiectanții lucrează la partea de proiect tehnic, nu numai că se reintroduc tramvaile în Reșița, se schimbă toată trama stradală, trotuarele, mobilierul urban, stațiile de autobuz, cablurile de iluminat pe traseul ăsta, stâlpii. Va fi un proiect complex. Proiectul este împărțit pe 4 etape, în valoare de 80 de milioane de euro, din care 17 milioane de euro, în parteneria cu Ministerul, achiziționează ei tramvaile. Restul sunt pe finanțări europene. Dacă industria a fost pusă pe butuș și e greu de repornit furnalele, turismul reprezintă alternativa economică. Ca să-i atragem pe turiști, avem un proiect, funicularul Reșiței are o vechime de aproximativ 100 de ani, traversează peste centrul Reșiței, este peste 500 de metri lungime și va fi o atracție pentru turiștii reșițeni, deoarece va avea două lifturi de sticlă, va putea circula cu bicicleta pe el, pietonal, vor avea fel și fel de activități pentru tineret. Un alt centru de atracție turistică va fi dezvoltat în parteneriat cu mediul privat. Avem un proiect împreună cu Imoșan, care au cumpărat un teren destul de generos în zona Mociura Reșiței. Lucrează la faza de PUZ acum, după care se va continua cu proiectul tehnic. Ei și-au luat acordul pentru investiția aproximativ 50 de milioane de euro pentru construirea unui mall în Reșița, sub condiția ca noi, Reșița, să dezvoltăm un aquapark în acea zonă. Proiectele de investiții în educație au fost printre primele implementate de actualul edil. Avem 7 licee în Reșița, pentru 6 deja avem semnat contract de finanțare europeană, al 7-lea este încă în evaluare. La 2 dintre ele au început deja lucrările. De menționat că pe reabilitare energetică schimbăm fațada, o izolăm, schimbăm geamurile, sursa de încălzire, sistem solar, panouri fotovoltaice prin sistem solar. Au diverse valori proiectele. Cel mai mic proiect este de 3 milioane de lei, cel mai mare este de 13 milioane de lei de investit. Avem 4 proiecte pentru cele 4 școli generale și 5 proiecte pentru grădinițe. În paralel cu aceste investiții, sunt dezvoltate diverse proiecte turistice, precum festivalul Custom sau concursuri sportive. Este primul concurs de enduro bike în România, organizat de Asociația Bike Attack și constă în 8 probe speciale, câte 4 în fiecare zi, sâmbătă și duminică, astăzi fiind zi de antrenament. Probele speciale cronometrate care contează în clasament sunt doar de coborâre, dar pentru a ajunge la fiecare start de specială sunt niște urcări care trebuie efectuate pe bicicletă. Ai un timp limită la care trebuie să ajungi să iei startul, după care se cronometrează coborârea, cei mai rapizi câștigă. Coborârile se desfășoară în viteză, sunt trasee preponderent single trail, cele mai căutate de către bicicliști și cu elemente tehnice destul de complexe. Folosim echipamente de protecție, căștile sunt obligatorii, cotiere, genunchiere. Da, felicitări! Felicitări și asta e doar un prim pas în ce văzurăm. Vom vedea mult mai multe și vom auzi mult mai multe. Avem la telefon pe doamna arhitectul Oana Stănescu de la New York, din Statele Unite. Să rămână. Bună seara! Înțeleg că proiectul acela frumos, ce tinerică sunteți și ambițioasă, dacă
vreți să faceți așa ceva. Înțeleg că dumneavoastră vă ocupați cu el, da? Da. Cum a venit ideea? Cum și cum a ajuns la dumneavoastră? Ideea, proiectul meu de diplomă, de fapt, a fost pe funicular. Asta a fost acum mulți ani, nu o să zic câți ani. Și cred că de atunci a cumva rămas în conversație, în oraș în general. Dar din bucurie, din fericire, primarul acesta, de data aceasta, a fost chiar hotărât să aducă proiectul la viață. Și ideea era destul de simplă. Părinții mei locuiesc lângă funicular, i-am crescut acolo în anii de liceu, i-am petrecut lângă. Și noi, ca liceeni, destul de des ne cățăram de bine de rău pe funicular. Nu e ceva ce pot recomanda oricui. Acum, din fericire, a fost închis sau nu se mai poate accesa. Dar ne cățăram pentru că se vede orașul sau cumva puteai vedea orașul cum nu ai nicio altă ocazie. Ești la nivelul blocului, ești deasupra centrului. Și e o experiență destul de unică. Puteți să-l întrebați și pe primar sau orice reșitean care a trecut prin această experiență. Și ca proiect de diplomă, ideea a fost, în loc să inventăm ceva programe, clădiri noi, ce putem face cu cei în jurul nostru. În cât timp îl veți face și în ce condiții? La ce vă referiți legat de condiții? Cum e cu constructorul, cu antreprenoriatul? Cum e cu... Pentru că... Aici vom interveni noi. Deci de la Oana Stănescu așteptăm proiectul ca să vedem la ce valori se ridică. Avem deja niște sume estimative, dar mai departe îl preluăm noi. Nu, Oana? Da. Eu vă pot povesti cu drag, adică, ideea cu proiectul e, ceea ce e important de înțeles e că funicularul nu este vorba doar de, sau proiectul funicularului e o parte dintr-o strategie mult mai mare și nu e vorba doar de funicular în sine. Deci el joacă, de fapt, un rol mai mare la nivel urban. Ideea este că orașul e înconjurat de natură, dar rar ai, de fapt, acces la dealuri, la natura respectivă. Și pe de o parte, funicularul trebuie să-l facem accesibil și pentru bicicliști și pietonal, dar pe de altă parte leagă dealul Golului și dealul Crucii și leagă automat și aceste dealuri de trasee mai largi care se leagă la nivel regional, astfel încât să poți ajungi chiar și pe munte și în toată regiunea. Pe de altă parte, oferă și reșițenilor pur și simplu să pot străbate orașul într-un pietonal sau la nivel de bicicletă, fără a fi înconjurat de mașini. Deci, și asta cred că e un aspect important. Funicularul e esențial pentru oraș și reprezentativ pentru istoria orașului, dar în același timp el poate oferi și dorința este de a reintegra, de fapt, de accese natura în țesutul urban. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru prezență în emisiune și vă așteptăm și în direct, doamna Stănescu. O seară bună, numai bine. Mulțumesc, la fel. O seară plăcută. Dacă îmi permiteți, aș completa-o puțin pe Oana. Oana e o persoană foarte modestă, deși cu Oana s-ar putea, pe tema poveștii Oanei, s-ar putea face o emisiune realmente extraordinară. A plecat din Reșița, a făcut facultatea la Timișoara și a dat lucrarea de licență cu reconversia funicularului. A fost o glumă la vremea respectivă. Dar după aceea a aplicat pentru job în Statele Unite și a fost anunțată că a câștigat. Ca și arhitect debutant, s-a dus la New York și după vreo 2 ani de lucru la New York, împreună cu o echipă de 2 arhitecți ca și ea, tineri chinezi, un chinez și mai 2 americani, au dezvoltat un concept care se numește Plus Pool, o piscină în formă de litera plus, că de-aia spune Plus Pool, pe Hudson River. În jurul New Yorkului nimeni nu face baie pentru că apa e murdară. Foarte multă canalizare, chiar și în New York, se duce în Hudson River. Și au propus o piscină flotantă care acomodează 2800 de persoane, care e ca un plămân. Prea apa din râu o filtrează prin filtre mecanice, biologice, astfel încât în mijlocul piscinei apa e potabilă. Și a făcut un raise fund, a strâns fonduri
și a trezit atenția tuturor newyorkezilor. Proiectul acum este în derulare și se va face, pornind de la ideea acestor tineri arhitecți. De acolo ea a devenit celebră, are și ore de la facultate, cred că la Harvard predă, și a mai făcut multe alte lucruri de atunci. E foarte cunoscută la nivel mondial, mai puțin cunoscută în România. Dacă aș reveni și eu, dacă îmi permis, Sorin, să spun câteva cuvinte despre funicularul ăsta, care de fapt este un punct de animație. Pentru că funicularul vine de pe un deal, traversează peste oraș, ajunge la un alt deal, transporta calcarvar pentru cox la aglomerator, adică la industria aceea siderurgică, da? Și acum iată că se găsește soluția ca să anime viața reșițenilor, să o facă sus la, nu știu, vreo 36 de metri, unde se vor plimba, se vor duce cu bicicleta, dar la punctele terminale au alte oportunități, alte trasee. Există, de aceea este, da, proiectul acesta este... Există două laturi aici importante. Una e legată de o tendință europeană și mondială de reconversie a istoriilor industriale, adică elemente din industriile vechi se poate da o altă destinație. Asta e un aspect. Al doilea aspect este de a crea o mobilitate urbană alternativă, alta decât automobilul personal, și poți să creezi niște căi de comunicare între puncte din oraș prin intermediul acestui obiectiv. Domnule primar, sunteți pregătiți pentru că într-o astfel de ipostază, la început, va fi omor cu ai dumneavoastră. După care, sigur asta, că tot neamul meu aude ce am filmat, că doar de-aia să uită la mine, și zice, păi vreau și eu acolo. Da. Ăștia sunt trecut, oameni care s-adună. Am trecut de faza asta, multă lume m-a crezut nebun când am avansat câteva proiecte pe care le fac. Oamenii au început să înțeleagă ori că, băi, e nebun, dar e nebunul nostru, ori că n-au cum să mă întoarcă din drum. Eu îi și înțeleg. Gândiți-vă ce înseamnă, eu înțeleg reșițenii, în special pe cei de etate, ce înseamnă să trăiești. Eu am venit în Reșița în 1986, student, și am văzut gloria, maximul de dezvoltare industrială a orașului. Am trăit montarea tramvaiului în anii 85, 86, 87, da? Pe care l-au tăiat în 2011 și îl punem înapoi acum, în 2020. Și ei au văzut cum s-a prăbușit orașul în 20 de ani. Poți să vii să le spui orice acestor oameni. Nu mai cred nimic. Eu am spus de multe ori în acești 2-3 ani, Reșița n-avea nevoie poate de un primar, cât avea nevoie de un psiholog, ca să renască încrederea în ei înșiși. Oamenii nu mai aveau încredere în ei. Acest gen de elemente pe care le propunem, printre altele, sunt cele care să oprească în primul rând tine din oraș, să creștem calitatea vieții și dinamismul în oraș și să redea încredere oamenilor în ei înșiși. Domnul primar, nu cred că am fost eu bine înțeles. Mă refeream la infrastructură. Păi în momentul în care treaba asta va lua ființă, în secunda următoare veți avea nevoie de locuri de cazare, așa este, mult mai mari decât aveți acum disponibil. Pentru că de asta spuneam, vine cineva și vede, aole, păi știi ce la aia, haide să mergem, hai să... va fi emulație. Da, așa este. Va fi o nebunie, pentru că odată dumneavoastră ajungeți acolo prin concurs, prin alegeri. Când vor vedea oamenii ce ați făcut, vă dați seama că mulți vor să vadă, de ce a făcut asta? Are două creiere sau e... nu că e nebun. E clar că are ceva în plus față de alții. Hai să vedem despre ce e vorba. E dorința de a vedea, dar în același timp, dacă te duci, doar vezi, te plimbi, faci o mare aglomerație într-o parte și alta la așa, și nu l-ai stabilizat și două, trei zile în jur pe om, pierde și orașul, pierde și dumneavoastră. Ori eu mă gândesc că zona în sine e atât de frumoasă încât ar trebui capacitatea toată. Ar trebui antrecul să fie lângă dumneavoastră și pensiunile să se întindă cum sunt la Moeciu. Adică la Moeciu, după cum bine știți, intri din pensiune în pensiune. N-ai o problemă. Asta mă gândeam, că în spate trebuie să fiți pregătiți. Am reușit să fac lucrul ăsta în privat. În ultimii 10 ani noi am dezvoltat, în compania privată pe care o dețin, am dezvoltat business-uri la poalele Semenicului, la Văliug, pe malul lacurilor Văliug, Trei Ape,
Și pot să vă spun că în momentul în care eu am ajuns la Văliug, la baza seminicului, acolo erau circa 100 de paturi și acum sunt 1300. Prin ceea ce am reușit să construim acolo, telescaun, instalații de tunuri, de zăpadă, schi nocturn, vara, petreceri pe malul lacului, s-a creat această emulație și sunt convins că vom putea să o refacem la fel chiar și în Reșița, la o altă scară. Prin business-ul său privat, aduce acolo vara, în fiecare sfârșit de săptămână, la pontonul pe malul lacului Văliug, peste 2000 vinerea noaptea spre sâmbătă spre duminică, nu din Reșița, din prejur, din toată țara aceasta, datorită modului în care le organizează. Și lângă această afacere, a făcut o pârtie de schi. Are și turnul de zăpadă, dacă nu merge semenicul, marea lui dezamăgire, că încă n-a reușit să facă semenicul și muntele mic cu bunul său prieten, dar are o pârtie acolo unde se merge în fiecare zi, aproape când este zăpadă, ai funcționează tu. Iar mi-aduc aminte când a dat drumul la acea pârtie și punea autobuse din Reșița la dispoziție, eu fiind la Radio Reșița atunci, dimineața vorbeam cu ele pe autobus cât au venit și susțineam inițiativa privată care a avut-o acolo la pârtie. Deci sunt niște începuturi care se consolidează acum în proiecte mari. Să rugăm din nou pe doamna Apostol să mai difuzeze un reportaj. Investițiile în sistemul de educație reșițean au fost printre primele proiecte abordate de actuala conducere a municipiului. Acestea au vizat atât modernizarea și dotarea vechilor clădiri, cât și înființarea unei școli duale care să răspundă cerințelor pieței muncii. Proiectul a început în trei școli din Reșița, Colegiul Tehnic Reșița, Colegiul Cărășan Reșița și Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, iar de anul acesta avem încă un oraș care s-a alăturat acestui proiect, Caransebeșul. Și avem semnale că mai multe orașe în perspectivă vor vrea să inițieze această formă de învățământ, cum ar fi Moldova Nouă, Oravița și Oțelul Roșu. Pregătim elevi în 9 calificări profesionale, 8 dintre ele sunt pentru învățământul dual și doar o singură calificare pentru învățământul profesional tradițional. Calificările în care sunt școlarizați elevii de la învățământ dual sunt calificări din domeniul mecanic, respectiv calificarea mecanic auto, mecanic utilaje și instalații în industrie, lăcătuș mecanic prestări servicii, sudor, operator mașini cu comandă numerică. Tot la învățământul dual sunt școlarizați elevi și în domeniul construcțiilor, respectiv calificarea instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze, domeniul industrie textilă și pilărie, respectiv confecționat produse textile și domeniul electric, calificarea electricianului. Avem parteneriate pentru învățământul dual cu 17 operatori economici. Prin proiectul inițiat acum 3 ani de primăria Reșița sunt oferite facilități elevilor participanți, precum cazare într-un complex modernizat și 3 mese gratuite, inclusiv o bursă în valoare de 200 de lei lunar. Sunt și operatori economici care au suplimentat această bursă și au acordă chiar și 400-500 de lei, rog, în funcție de calificare și de... Pe lângă bursă, operatorii economici mai oferă și transportul de la școală la locul de practică, echipamentul de protecție. Pentru mine a fost o provocare învățământul dual și am spus că de ce nu să încerc. În timp ce alți copii de vârsta mea merg la licee teoretice, nu ies cu nimic. În schimb, eu am o calificare, eu fac practică la Autoliv, e bine. După ce am dat examenul de capacitate, am ales să vin la o școală profesională, eu dorindu-mi să devin inginer de mic. Și mi-am ales profilul sudură, deoarece de mic am fost pasionat de ceea ce înseamnă lipituri. Vreau să devin inginer sudor. Companiile din Reșița și nu numai s-au alăturat fără rezerve acestui proiect de școală inițiat de primarul Ioan Popa. În ultimii ani, din păcate, se constată o criză de forță de muncă. Pentru asta am intrat în acest sistem dual, pentru că e singura cale, să zicem, din a asigura în viitor oameni calificați. Dacă așteptăm de la, eu știu, de la stat sau de la altcineva, numai ei să facă, n-avem șanse. Și așa e singura modalitate unde
poți să-ți pregătești chiar la locul de muncă, pe specialitatea ta, tineri și viitori specialiști. Am început din primul an de școală duală, din 2017. Am fost printre primii care am semnat acest acord de parteneriat ca să putem crea muncitori bine calificați pe piața din România. Am considerat că trebuie să ne implicăm foarte mult, să creăm elevi și, pe urmă, angajați ai acestei societăți ai noastre, pentru că media de vârstă la noi în firmă este de 50 de ani și dacă nu investim în viitor, în copii, atunci e posibil ca pe viitor să ne putem închide sau la variante alternative pentru roboți industriali. Am ales școala asta pentru o meserie, să ajung ceva în viață și să am un loc de muncă, cum m-am angajat acum. Încet, dar sigur, beneficiile acestui sistem de învățământ încep să fie apreciate de copii și părinți, astfel că numărul celor care îl accesează este în creștere. A fost o creștere constantă și ne bucurăm și sperăm că în viitor numărul elevilor care vor frecventa învățământul dual la noi să fie din ce în ce mai mare. Cei care au venit în primul an și-au adus verișorii, și-au adus frații. Școala va intra în perioada următoare într-o reabilitare pe fonduri europene. Se vor reabilita corpul principal, ateliere școală, sala de sport. Valoarea aproximativă a proiectului fiind de 2,4 milioane de euro. Trebuie să spun că la început domnul primar Popa s-a dus la Brașov, unde era o experiență deosebită, unde noi filmaserăm deja. În același timp, prima experiență am filmat-o la domnul Blidar, pe care înțeleg că îl cunoaște foarte bine, pentru că și pe domnia sa l-a vizitat, pentru că a fost greu. A fost greu pentru că în sistemul de stat, când te duci și spui că vrei să faci o astfel de chestie, încep întrebările. Dar ce fac cu oamenii mei? Dar ce fac cu maestrii mei? Dar cum fac practica? Pentru că de fiecare dată practica se făcea în niște condiții de te lua plânsul. În timp ce acum mari firme germane, după cum ați văzut pe titulatura respectivă, sunt cei care asigură treaba asta. Greșesc cu ceva, domnule? Așa este. Kronstadt Brașov a fost exemplu de inspirație pe care l-am luat. A fost prima școală duală din România, inițiată tot la solicitarea unor antreprenori germani și care astăzi are circa 800 de elevi pe an. Este un exemplu de bună practică în România. Școala duală, de fapt, înseamnă foștile școli de ucenici de pe vremea Ceaușescu, în care te duceai, făceai o teorie în clasă și după te duceai în fabrică, calfă, ucenic și învățai să muncești. Asta fac copiii ăștia acum în aceste firme reșițene. Și ce avantaje au? Ei primesc 200 de lei pe lună de la firmă, 200 de lei pe lună de la stat și primăria Reșița le oferă 3 mese gratuite și cazare gratuită celor care vin din afara orașului. Dar asta tot adică condiții de cazare pe care mulți nu le au la hotel. Păi căminul pe care l-ați văzut dumneavoastră era un cămin, bineînțeles, deteriorat, praf, l-am refăcut și l-am modernizat complet. Acum, pe fonduri europene, urmează să mai facem încă 4 cămine de genul ăsta în oraș. Practic, refacem căminele, cantina... Ce zic cantina... oamenii, domnule primar, când vă trebuie? Nu știu dacă reșițenii mei știu ceea ce se întâmplă cu școala duală, pentru că e un lucru care nu, poate nu l-am mediatizat suficient. Însă companiile cu siguranță ne apreciază și laudă ceea ce am făcut, pentru că le-am dat practic o gură de oxigen. Este o soluție pentru companiile din oraș să-și recruteze resursa umană și să o pregătească de la început bine calificată. Doru, da. Tu, ca președinte al ziariștilor din România, tu, ca redactor șef, care ai fost la Actualități și peste tot, nu crezi că ar trebui să facem ceva de presă legat de cum era pe vremuri? Să facem așa fel încât să știe și Vlădica și Opinca? Pentru că e prea important o treabă de genul ăsta și una este să fie o școală, de exemplu, la Brașov și alta la Astra Arad, la vagoane, și alta e să fie atâtea grupuri într-un singur oraș. Atâtea firme care au mușcat în treaba asta și în interesul lor și în interesul oamenilor. Iar noi te sprijinim cu o echipă, cu tot ce trebuie,
pentru că nu se poate altfel. Cu siguranță trebuie mai mult mediatizare acestor lucruri care se întâmplă la Reșița și începe să se facă acest lucru. Eu cred că și primarul a simțit că se vorbește tot mai mult, indiferent dacă în cadrul presii locale acolo sunt cunoscutele treburi revanșarde vis-a-vis de politică și așa mai departe, dar cred că forța acestor și asta lucruri, trebuie schimbată. Forța acestor lucruri da, și asta trebuie schimbată ceva. Treaba cu revanșandismul ăsta, dat fiind faptul că nu se mai poate o țară care în ar trebui să aibă sprijin în presă, cum se întâmplă peste tot. Da, așa. Tu ai doar un motiv de ceartă. În dacă permanență, tot ce e rău e aduce audiență și se bagă în față. Ori nu este normal. Noi vorbim, de exemplu, când mergem în străinătate, la Bruxelles, ultima oară unde am fost, și ei ne spun că dacă ar fi după ei, și asta ne spun șefi de trusturi, de presă, deci oameni care de aici câștigă. Noi suntem niște pigmei față de ei. Și ne spun, dacă la mine s-ar întâmpla așa ceva, eu mi-aș da foc. Deci, păi cum? Adică distrug o țară doar că să arăt da. Nu știu ce negativ. Iar lucrurile frumoase și lucrurile adevărate nu le văd. Încă nu suntem, le arăt. Încă suntem aici. Încă suntem, din păcate. Fără a face politică, vreau să vă spun că sistemul profesional în modalitatea în care îl vedeți noastră aici a prezentat, a suferit datorită unei ministrese de învățământ de tristă amintire. Nu-i dau numele aici. Însă mă uit și la colegii din studio, eu sunt convins că una dintre cele mai mari dificultăți pe care le avem, puțin. Da? Dacă vreți să spuneți că învățământul profesional a decăzut din cauza doamnei Andronescu, pentru că așa s-a născut o legendă, eu vă spun cu elemente de filmare da. Că nu este adevărat. O fi. Cineva, nu, sigur, cineva l-a îngropat. Poate avem a fost altcineva. Echipă care a filmat treaba asta și care a mers pe fir și e de departe, nu e adevărat. Iar domnia sa, când a fost la ultima emisiune în direct, ne-a explicat tot firul respectiv și era exact pe invers. În fine, dați-mi voie să citesc și telefoane de la telespectatori, sunt foarte interesante. Primul este venit de la domnul Lucian Pârvan din Germania, telespectator cu care noi ne știm de multă, multă, multă vreme. Și zice așa, felicitări pentru emisiune, mulțumim frumos, sunt din Reșița, așadar vă mulțumesc pentru această ediție. Multă sănătate domnului Burtea, domnului Doru Dinu Glăvan și domnului primar Ioan Popa să ducă la bun sfârșit acest proiect. Mulțumim mult, domnul Pârvan, fiți convins că toate astea vor fi duse la... Și nu este... Știți că se trezește câte unul și că, păi, eu mai făceam ceva, dar nu am mai avut timp, că n-am fost ales. Când vii cu proiecte de aproape 200 de milioane de euro și toate încep să se vadă și toate să simt și vezi, iar când va fi ăsta altul, va rupe inima târgului. Nu că va fi ales, nu va fi lăsat să ducă acasă. Da. Tot domnul Pârvan revine și spune așa, ce se întâmplă cu hotelul Semenic din centrul orașului, că era în paragină. Da, hotelul Semenic a fost în insolvență și a intrat în faliment în urmă cu 3 săptămâni. Noi așteptăm să vedem dacă se fac sau nu se fac recursuri la această decizie de instanță. Și în cazul în care nu se fac, înseamnă un lucru bun pentru noi, pentru că avem cumpărători, putem să ne implicăm și noi să-l cumpărăm primăria Reșița și ne dorim să repunem în activitate. Sunt 11 ani, Sorin, de când a cumpărat Semenicul cu hotelul și cu hotelul Semenic din Reșița, un investitor, Gruia. Cunoscutul Gruia cu CFR-ul. Cu CFR-ul, da. Și cu toate că în Reșița aveam foarte multe activități de desfășurat, cu sute de participanți și cu cei care vineau să urmărească, se adunau spre 1000, am ajuns că nu mai puteam organiza nimic, datorită faptului că acest hotel cu 140 de locuri n-a mai funcționat. Nu, avea 125 de camere. O să 125 de camere. Da. Și la vremea aceea făceam observațiile spre lideri. Trecea prefectul în fiecare zi și intra în birou și hotelul Semenic era închis. Trecea președintele Consiliului Județean și era închis. Trecea primarul, un primar, înaintea lui cu Stepanescu, de el este vorba, a vrut să cumpere, să facă o treabă
rușinoasă cu acest gruiaș, să cumpere cu 8 milioane de euro ca să dea o lovitură, ca să facă sediul 2 al primăriei. Adică au tronat acolo interesele personale mărșave, iar Semenicul este, nu există, cu trei hoteluri excepționale și cu posibilități de pârtii foarte bune, cu care se frământă primarul Râșnei să mai țină în viață puțin, și acel hotel care, bine a întrebat domnul Purvan, cum se stea în mijloc, lângă primărie. Poate că acum Popa Ioan o să rezolve. Îi garantez că în maxim 6 luni de zile situația lui se va clarifica și îl vom renova noi sau alții într-o formă sau alta. Asta e fără dar și poate. Să fie cu noroc. Domnul Florian Niță din Germania, tot telespectator fidel, ne felicită pentru emisiune și spune că mă bucur să vă aud, multă sănătate tuturor. Și noi ne bucurăm că ne urmăriți, domnul Niță, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă uitați în continuare la noi, pentru că merităm. Domnul Andrei din Israel, numai ce vorbim săptămâna trecută, domnia sa, tot așa ne cunoaștem de aproape 20 de ani, ne felicită pentru emisiune și îi mulțumim frumos, toată stima domnului Burtea, invitațiilor și întregii echipe. Ce bine ar fi dacă în România ar fi astfel de proiecte de investiții cu fabrici și uzine, toate cele bune. Domnul Andrei are un băiețel de vreo 60 și ceva de ani, vă dați seama cât are și domnia sa, și vin tot timpul prin țară și știu despre România mai multe decât știu românii. Sunt niște telespectatori de înaltă clasă și nouă ne e drag că se uită la noi. Ne oprim puțin și o rugăm pe doamna Apostol să mai difuzeze un reportaj. La 2 pași de Reșița, turiștii sunt primiți cu căldură de gazdele pensiunii Casa Cutei. Povestea acestei destinații a început acum câțiva ani și a fost dusă la bun sfârșit cu ajutorul fondurilor europene, prin multă muncă și pasiune depuse de familia Panduru. În 2011 am accesat fonduri europene, erau pe zona rurală câteva programe, 312-le era cu pensiuni în zona rurală. Și fiindcă aveam acest teren, ne-am gândit ce ar fi să facem o pensiune acolo, că tot arăta dezastroasă intrarea în Reșița. Și am zis să facem ceva să fie cât de cât mai acceptabil. Am accesat fondurile, am câștigat proiectul și așa am început. Un proiect cu cofinanțare de 50%. Am terminat pensiunea de-abia în 2015. Și de anul trecut am început construirea acelui ballroom de evenimente. Pensiunea Casa Cutei are toate ingredientele pentru răsfățul celor care îi trec pragul. Le oferim servicii de cazare, dispunem de 18 camere și un apartament. Avem și camere cu un pat matrimonial și cu 2 paturi. Și în același timp de masă. Deci servim micul dejun, servim a la carte toate produsele. Avem preparate din carne de porc, din pește, din pui și din vită. Avem și câteva specialități ale casei, deci sperăm că sunt pe gustul clienților noștri. Pentru produsele conservate, respectiv pentru murături, ne ducem și ne aprovizionăm de la țărani și le preparăm noi aici. Fluctuația personalului este una dintre problemele întâmpinate de proprietari. Reșița este, din păcate, un oraș din care au emigrat foarte mulți. Și în special persoanele calificate. Deci găsim greu, personal se schimbă mereu, vin, învață câte ceva și pleacă. Am fost nevoiți să ne aducem și de prin alte părți personale. Avem trei bărbați din Nepal care lucrează la bucătărie și la curățenie. Sunt harnici, ascultători, lucrez ușor cu ei. Vrem să construim un teren de tenis și, sigur, ne-ar plăcea să fie și închis, care să funcționeze tot timpul anului. Da, foarte frumos. Înțeleg că zona toată e plină de așa ceva. De alminteri mai avem și alte filmări. Dacă cumva avem la telefon pe domnul Victorov,
să mi-l dați sau să-mi faceți este. Bună seara, domnul Victorov. Am onoarea să vă salut. Ce faceți, excelență? În ultimul timp nu am avut norocul de vești prea bune și de situații prea plăcute. În momentul de față, emisiunea dumneavoastră cu Reșița mă încântă. Am lucrat cu oamenii de la Reșița ani de zile. Am montat turbine de la Reșița la porțile de fier. Primele trei erau turbine rusești și apoi celelalte trei, spre deosebire de iugoslavi, noi le-am cumpărat de la Reșița și vreau ca să vă spun că din punct era competitive cu turbinele rusești. Consideram Reșița floarea de colț a industriei de mașini românești. Oamenii de acolo și ceea ce făceau. M-auziți? Da, vă aud. Da. Și vă ascult cu admirație, ca de obicei. N-am să-l uit pe inginerul Ursulescu, șeful departamentului de turbine, pe Cădariu, pe Bogdan, pe Carol, toți cu care am lucrat împreună. După aia am montat turbinele de la Reșița la Bascov, pe Valea Argeșului, la Curtea de Argeș și la Porțile de Fier. Inițiativa celor de la Reșița de a crea această școală profesională este ceva cu care o salut din toată inima, pentru că am ajuns ca să nu mai avem oameni. Am avut o generație de supra-specialiști în materie de montaj de centrale electrice, de turbine și mai departe, și am rămas fără nimic. Acum această chestiune, această inițiativă a lui domnul Popa, dânsul ce este primarul? Da. Îl salut cu dragoste și respect. Vă salut și eu. Această inițiativă este o chestiune care trebuie risipită în toată țara. În toată țara, întreprinderile mari care se gândesc la ceea ce urmează mâine, că forța de muncă ori nu mai este, ori a îmbătrânit, ori a plecat și așa mai departe, și rămânem fără oameni care să continue ceea ce s-a făcut în România pe vremea respectivă. Aș vrea ca să văd în atelierele de pregătire a tinerilor, mașini moderne, CNC, strunguri moderne, freze moderne, tehnologie din altă clasă. Știu că este greu, știu că nu sunt bani. Domnul Victor, dar vă opresc puțin aici. Da. Școlile respective sunt făcute, practica propriu-zisă de care vorbiți dumneavoastră, este făcută în fabricile mamă. Deci, cum e Coșvadul, cum este Astra Vagoane, cum la Bosch, la Hella, la Mercedes, la Siemens, la Brașov. Care au aparate de ultimă generație. De ultimă generație. Deci, ce au la ei în Germania sau în Elveția, au și în țară, pentru că produsul finit trebuie să fie același. Deci, ăștia mici, de exemplu, învață pe ultimile tehnologii. Dar aici este și o mare problemă, pentru că unii dintre ei, dacă nu blindezi de anumite contracte așa cum trebuie făcute, l-ai luat, l-ai ținut, după un an de zile pleacă în vest. Dat fiind faptul că el este... Am avut ocazia să vizitez amândouă fabrici al lui Bosch, de la Blaj. Am avut ocazia să-i văd pe elevii de la școală de acolo. Am avut ocazia în ultima dată când am fost acolo, când s-a ridicat clădirea aia de birouri și clădirea de research și development. Sunt foarte interesat și sunt foarte implicat și, cum v-am spus, orice inițiativă de acest fel trebuie salutată și experimentată în mai multe locuri. Avem nevoie, țara de asta are nevoie. Are nevoie, excelență, dar să știți că, de exemplu, drumul
la început, când a fost domnul Blidar, care este un, cum să vă spun, are un trecut aproape asemănător cu al dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost pilot și inginer de aviație și v-au făcut peste noapte maestru de turbine. În fine, domnia sa a fost, era copil, i-au împușcat tatăl, că era partizan, și a trebuit să muncească tot timpul, cum să vă spun, greu. Ajungea într-o școală nouă, nu-l știa nimeni, ajungea șef de promoție, aflau că Tasu a fost legionar, că a fost, nu legionar, partizan. Și îl chilereau. Și tot așa. E, domnia sa, când a plecat, a cumpărat Astra vagoane, Arad, și când a început să-și dea seama că nu poate face față cu oameni care deja băteau în pensie, a început să facă formula asta, să o adopteze pe asta, să o adopte pe asta. Credeți-mă că cel mai greu a fost cu oamenii. În primul rând, profesorii se gândeau, aoleu, dar mă dă afară. Păi dacă îl bagă pe ăsta la privat, eu ce mă fac? Maiștrii care lucrau, la fel ziceau, păi îmi ia jobul meu, în loc să se... Iar când au văzut că, de fapt, la școală avea 900 de lei leafă, iar la privat îi dădea 4.000 de lei și că învăța copiii în alte condiții, cu o altă tehnologie, cu altă, învățau și ei odată cu copiii, au început să se miște, au început să se miște lucrurile. Dar a fost doar primul pas, pentru că a început inspectoratul județean. Dar ce vrea ăsta? Dar dacă ne desfințează pe noi? Dacă ia atâta amploare învățământul privat încât ne dă afară? Și tot timpul cu piedici. El făcând contracte din care să le arăte că el își vede de treaba lui, vrea oameni calificați la nivelul lui, fără să dea pe nimeni afară, să-i se dea doar dreptul de recunoaștere pentru diplomele pe care le scotea. Că de meseria și avea el nevoie și știa cum să-i scoată. Ăsta a fost drumul. Și ăsta e drumul în continuare, pentru că în unele zone nu s-a mai întâmplat așa ceva și o iei de la zero. Sigur că sunteți încântat. Domnul Burtea, eu știu cum evoluează lucrurile astea, că în companiile pe care le-am avut în România și care astăzi sunt proprietatea lui Mitsubishi și al lui Swiss Cap și așa mai departe, lucrează sute de oameni. Când am plecat erau 800. În ceea ce privește utilajele, înainte de a pleca am cheltuit 4 milioane jumate de dolari pentru cele mai moderne mașini și pentru mecanică fină și așa mai departe. Chestiunea este în felul următor. Fiecare lucru mutat în această direcție, spre calificare, spre aducerea copiilor de pe stradă și puși ca să învețe o meserie, este o chestiune extraordinară. Este ceea ce România are nevoie în momentul de față. Dumneavoastră care v-ați adus această emisiune și în special ați adus Reșița, care o aveam la suflet, mă înțelegeți? Pentru mine este o chestiune extraordinară. Credeam că Reșița, această, cum i-am spus eu, floarea de colț a industriei de mașini din România, cu oameni super, supra-calificați și pe specialiști de mare clasă. Că acum i-am cunoscut și pe ăștia din Canada și pe ăștia din America și peste tot unde am umblat. Nu vreau să spun că ăștia nu știu, dar nu se pune problema ca să fie în imposibilitatea de a face o comparație. Sunt la fel chiar mai buni decât unii pe care i-am cunoscut eu pe aici. Domnul Victorov, când veniți în România? Nu știu, eu deocamdată, acum câteva 3-4 luni de zile, eram 65% mort. Am vârsta pe care o am. Dar, mulți înainte. Nu cred că vă consolează, dar să știți că acum 2 luni eram și eu tot pe acolo. Da, era foarte bine. Eu fiind mai tânăr decât dumneavoastră, doar cu 22 de ani. Da? Uite că Dumnezeu n-a vrut să mă lase. Da. Nici pe dumneavoastră. Mă bucur. A spus mai mă țină puțin prin prejur. Eu am mai trecut prin situații de genul ăsta, prin accidente, prin și așa mai departe,
când m-au cules și m-au... De-abia au reușit să mă pună pe targă, nu mă, lucrurile astea nu mă impresionează. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezență în emisiune, domnul Victorov, și vă mai așteptăm. Vă rog să dați invitațiilor dumneavoastră, le țin numai numele domnului Popa, toată respectul, toată considerația mea pentru ceea ce fac și, și mai ales pentru ceea ce vor realiza cu acești tineri care îi văd la bancurile de lucru, încercând, învățând o meserie de care țara are foarte mare nevoie. Mulțumim. Vă mulțumim mult. Cel de-al doilea invitat este domnul Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care e din Reșița, care a fost corespondent, care a fost redactor șef, care tot timpul a ținut legătura, iar când vorbești despre zona respectivă, n-ai cum să nu legi toate evenimentele de prezența domniei sale. Și de asta ne-am gândit să-i rupem din programul încărcat pe care îl are și în care chiar să-ți bate ca lucrurile astea pozitive să fie prezentate la nivelul nostru, doar că la nivelul nostru al presei este, după cum știți că dumneavoastră aveți toate canalele de televiziune, le aveți în casă, e mare omor și e o bătălie pe care, dacă ar fi ca televiziune din Canada să le aibă, cred că le-ați dat foc. Vreau să vă spun doar atât. Sunt bucuros, foarte bucuros, că în România sunt încă mulți oameni care fac treabă și vor să facă o treabă, spre deosebire de alții care nu vreau să-i comentez. Pentru ei tot respectul, toată considerația și toată dragostea mea. Mulțumim mult, domnul Victor. O seară bună, numai bine. Să vă dea Dumnezeu numai bine. Multă și dumneavoastră, sănătate. Mulțumim mult. Aș vrea, pentru că mai avem reportaje multe și ne trezim cu ele nedate, să rugăm pe doamna Apostol să mai difuzeze un reportaj. România era recunoscută acum un secol pentru fabricarea locomotivelor de la Reșița. Muzeul locomotivelor cu abur, cel mai mare de acest fel din Europa, adăpostește 16 bijuterii tehnologice ale acelor vremuri, majoritatea construită de specialiștii bănățeni. Astăzi au rămas doar mărturiile unei tradiții industriale, care rivaliza la vremea respectivă cu Germania sau Austria. Muzeul de locomotive cu abur din Reșița a fost inaugurat în 1972 și a marcat 100 de ani de la construirea primei locomotive cu aburi construită la Reșița, prima la est de Viena, prima în sud-estul Europei. Reșița, prima locomotivă fabricată la uzinele de fier în 1872, este copia unui prototip produs în Viena. Cu o lungime de 4,5 metri și o greutate de aproximativ 11 tone, motorul cu abur dezvolta 45 de cai putere și prindea o viteză de 11 km pe oră. A fost utilizată pe liniile interne sau locale ale uzinelor reșițiene până prin anul 1937, an în care istoria ei se întrerupe brusc, nimeni n-a știut unde a dispărut, iar a apărut undeva pe la Câmpia Turzii 20 de ani mai târziu, descoperită de un grup de elevi care a fost în vizită, elevi reșițeni aflați în vizită acolo, care i-au văzut silueta într-un triaj acolo. S-au făcut demersurile necesare, a fost readusă la Reșița la începutul anilor 60 și, practic, timp de vreo 10 ani a fost expusă în incinta uzinelor. 10 ani mai târziu, astfel în 1971, a fost adusă pe acest amplasament alături de alte 15 locomotive, majoritatea lor construite la Reșița. Principesa Elena este cea de-a doua locomotivă construită în România Mare, după 1923, la noua fabrică de la Reșița. Prima locomotivă a primit numele de Principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea, după câte se știe. Această locomotivă, pe cea pe care o vedem acum,
a circulat până prin anii 70 și astfel a reușit practic să supraviețuiască și să ajungă în muzeul nostru. Această locomotivă, Principesa Elena, a fost destinată exploatării pe liniile forestiere din zona Oraviței. Într-un fel, ele au fost două locomotive demonstrative, demo, cum le-am spune astăzi, pentru noile autorități ale României Mari. CFR-ul la vremea respectivă încă nu își revenise după război și mai ales avea de acoperit un teritoriu foarte mare și sub aspectul liniilor ferate, cât și al materialului rulant. Astfel, cele două locomotive veneau să demonstreze Bucureștiului că în România se pot construi locomotive și că nu va mai trebui să le importăm. La vremea respectivă, la Reșița exista un mare conglomerat industrial, care se numea Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, care avea în componență uzinele metalurgice și vaste domenii forestiere, cât și o mulțime de mine. Dacă până în 1918 la Reșița au fost construite doar 9 locomotive pentru uzul local, până în 1964, când a fost întreruptă construcția de locomotive, la Reșița au fost construite 1461 de locomotive. Au fost exportate în jur de 260 de locomotive, dintre care puțin peste 200, aproape 250 de locomotive în Uniunea Sovietică, drept reparații de război. Deci, practic, Reșița a plătit bine nota de plată în urma războiului. Alte locomotive au mai fost exportate în China, circa 20 de bucăți, iar ultimele două locomotive, care de fapt au încheiat ciclul de fabricație în 1964, au ajuns în Republica Democrată Populară Vietnam. Așa, despre soarta lor, evident că nu se mai știe nimic. Foarte, foarte interesant. Telefoane de la telespectatori, domnul Ioan Oprea din Australia, care o spun mereu pentru invitat să știe. Domnia sa, la ora asta e 4 dimineața, 3 jumate, 4, și stă treaz doar ca să fie cu noi în direct și îi mulțumim foarte mult. Zice așa, este o emisiune extraordinară. Aș vrea ca școlile profesionale să revină la nivelul la care au fost. Acestea au fost baza forței de muncă din România. De asemenea, aș vrea să se dea o lege prin care să fie puși în libertate cei care au pedepse ușoare, care nu au comis infracțiuni. Acești oameni ar trebui să-și spășească pedeapsa acasă, să efectueze muncă în folosul comunității, nu s-ar mai cheltui bani de la buget pentru ei. Vreau să vă urez multă sănătate și emisiuni frumoase în continuare. Și noi vrem să vă ajute Dumnezeu să fiți sănătos și să vă uitați la noi în continuare, că tare frumos ziceți. Domnul Freddy Meir din Israel, de asemenea telespectator fidel, și aveți perfectă dreptate, reclama este sufletul comerțului. Dacă de Reșița știam înainte de Furnale că se făcea fondă și oțel, mă scuzați, n-am știut până la emisiunea dumneavoastră că la Reșița sunt asemenea posibilități de sejur. Am crezut că este un simplu oraș industrial. Presa ar fi bine să prezinte aspecte importante ale României, nu doar să critique. Mă miră că în România școlile profesionale sunt atât de puține. Păi înainte aveam meseria și un zidar român știa să preia construcția de la temelie la finisaj. Au venit și în Israel și au dovedit că știu meserie, au impresionat la un nivel înalt. Știm treaba asta, domnul Meir, și ne-a încântat foarte tare. Am vrea să facem un ciclu de emisiuni, trebuie însă să vedem probabil că după sărbători cum facem cu cazarea, cum facem cu deplasarea, și să găsim o formă ca anumite lucruri care au mers foarte, foarte bine să le băgăm în față, pentru că avem și sprijinul domnului dr. Bercovici, care este medicul personal al premierului, Isaac cum îi zice? Netanyahu. Da, mă scuzați, premierul. Și care vrem să realizăm niște lucruri de excepție, dar
nu se pot face singure și nu se pot face nici cu fondurile pe care le avem doar noi singuri. Acum haideți să revenim la ceea ce văzurăm atât în reportajul de aici, cât și în discuțiile avute cu domnul Herman Victorov. Cum ți se par ție lucrurile astea, Doru? Am mare încredere că în Reșița lucrurile vor merge pe un drum ascendent. Nu pentru că e de față aici, Popa Ioan, dar a dat sens și credință multor reșițeni că se întâmplă ceva. Sunt în contact cu foarte mulți români care sunt plecați dincolo, cu diaspora noastră, da? Și îmi spun, am fost la Reșița, am trecut prin Reșița. Măi, dar arată bine, măi, dar alea aceea pietonală pe malul Bârzapei, măi, dar pe dealul Golului, sus unde, nu știu dacă s-a filmat, poate altă emisiune, o suprafață foarte mare unde înainte de 89 se dorea să facă un cartodrom, pentru că Reșița avea concurs acela de automobilism, Easter-ul, gen Formula 1. Eu l-am avut era pe Werner Hirschvogel, Dumnezeu cel mai bun motocicl și automobilist. Multiplu campion național. Da. Dar Popa Mircea a schimbat și a dus acolo o distracție extraordinară. Am fost la ultima chestiune acasă vreo două zile și stau chiar lângă acel deal și am auzit tot timpul vuietul acela al oamenilor care urcau pe lângă funicular. Li s-au făcut trepte speciale, se urce, iluminate. Adică eu cred tare mult în acest lucru. Nu este totul. Locurile de muncă sunt foarte importante. Eu l-am auzit acum 2 ani de zile, toamna, cu școala duală, pe treptele primăriei, dacă îți aduce aminte. Ți-am dat încredere, vorbeai cu unul dintre cei care urma să te sprijine și a spus, asta este un viitor. Dar locurile de muncă sunt foarte importante. Da, am înțeles că atunci când ați început munca, practic, la nici câteva săptămâni ați rămas cam singurel. Pentru că erau niște obiceiuri din străbuni ca să mai pui mânuța, să-ți mai vină cineva în primărie și să-i dai un dar. Iar cu dumneavoastră, care n-ați fost educat așa, ați fost educat să fiecare ban să-l faceți prin creierii dumneavoastră, prin munca dumneavoastră și nu prin șpagă, i-ați dat pe ăștia afară capă nimic. Și toată lumea începuse să vă căineze, păi ce faci singur, cum poți să faci tu singur? Și n-ați făcut singur pentru că au venit alții, s-au angajat și care au zis așa, e de tras, tragem. E de muncit, muncim. Greșesc? Nu greșesc deloc. O să vă dau chiar o chestiune anecdotică. Atunci când am venit în primărie, ca orice antreprenor care se respectă, ca orice manager, am vrut să fac o radiografie, să văd ce s-a întâmplat și pe ce am pus mâna, da? Și am descoperit, printre altele, 2 firme ale aceluiași proprietar care aveau 20 de contracte cu primăria Reșița pe parte de IT, telefonie. Știți câte imprimante avea primăria Reșița când am ajuns acolo? 257. Ia uziți. 257 câte, de imprimante, dintre care 240 erau în custodie, practic fără bani. Te-ar liniști cumva, dar dacă te uitai în contracte, mentenanța lor și tonerele trebuiau luate de la firma care le-a dat în custodie. Și în 2015, primăria Reșița a luat toner de 700 de mii de lei. 7 miliarde de lei vechi, toner. L-am luat pe acest individ cu firmele alea cu 20 de contracte. Și am zis, bă, prietene, te felicit pentru ce ai avut până acum. Bravo, m-ai uitat, ai tras din primăria asta vreo 3 milioane de euro în ultimii ani. Dar te rog, uite, strâng mâna și te rog să te duci acasă. Bineînțeles că n-a plecat câinele de la măcelărie. Ne-a mai întâlnit de vreo 2-3 ori și în final l-am determinat să plece. Mi-a făcut un dosar penal, m-a dat judecată, s-a încheiat cu NUP. Dar am dat atunci un semnal, fraților, până aici stop. Și de acolo au început să vină banii. Au început să mă trezesc că am bani în primărie. Bani care plecau așa prin niște site din astea nevăzute, au început să se oprească și au început să vină bănuți. Și atunci am început să facem lucrări. Nu s-au mai cheltuit atât de mult. Exact, se poate, se poate. Și mi-am adus oameni din privat, foarte mulți oameni din privat. La primărie aveam 3-4 oameni la proiecte europene și acum avem 18.
majoritatea sunt tineri veniți din mediul privat. Și cu ei lucrăm și ne facem proiectele. Bineînțeles că am făcut... Deci alții nu fac la fel, domnule primar? Mă refer la toți primarii de toate culorile. Nu vreau să fiu malițios, dar sunt câteva exemple de primari, unii care chiar sunt inspiraționali pentru mine și vă dau nume, Ilie Bolojan. Eu de câte ori am o problemă și nu sunt clar cu ea, am sunat la Oradea, la Ilie Bolojan, și un om cu toată deschiderea și cu care, de la care poți să înveți multe lucruri. Ilie Bolojan, mai sunt Cluj, Alba Iulia, Sibiu, sunt orașe care au reușit să facă treabă. Sunt poate primari care nu vin din mediul antreprenorial. Fără să fiu, repet, malițios, nu știu dacă un profesor de istorie, un profesor de, nu știu, de geografie, are capabilitatea de a manageriza un oraș, pentru că un oraș, eu îl consider o companie. E o companie, acționarii sunt cetățenii și trebuie să pui compania pe roate. Nu știu că pot să o privească mulți în felul ăsta. Da. Telefonul de la telespectatori, doamna Rodicu Bucur din Sibiu. De ani de zile tot îi zic din Italia și domnia sa, să vedeți cum zice așa. Tema din această seară este extrem de interesantă. Vă felicit pentru emisiune. Vreau să-l felicit și pe domnul primar pentru investițiile pe care le-a făcut în oraș. Ce este trist este faptul că mulți români au părăsit țara din diverse motive. Eu m-am întors acasă după 15 ani în care am lucrat în Italia și pot spune că nicăieri nu este mai bine ca în România. Vă doresc multă sănătate și emisiuni frumoase în continuare. Și noi, frumoasă doamnă, îți dorim tot binele din lume și ne bucurăm pentru Sibiu, care are un astfel de nou locatar, ca să zic așa. Domnul Lucian Pârvan din Germania revine pentru a treia oară și întreabă ce se întâmplă cu lacul Secu. Și această zonă este superbă. Toate cele bune. Lacul Secu, vreau să-i dau o veste. L-am reasfaltat, drumul până la Secu, 9 km, e în regim de, între ghilimele, de autostradă. A fost un drum execrabil și se poate merge acum la pescuit, la Secu, pe un drum foarte bun. Urmează să tragem apă canal acolo și după aceea să preluăm platoul ăla care a fost dat în concesiune, fără să respecte condițiile acolo, să-l preluăm și să-l punem la punct. Deci drumul acela deschide turismul reșițean de sfârșit de săptămână sau din timpul săptămânii, pentru că sunt câteva pensiuni acolo, așa, unele care pot să fie reabilitate, și platoul acela, dacă va fi reactivat, și debarcaderul acela, dacă va fi reactivat, cumva, cu forțele locale, ar fi extraordinar. Oricum, drumul este o performanță. Mai avem puține minute până la sfârșitul emisiunii, așa că rugăm din nou pe doamna regizor Apostol să ne difuzeze încă un reportaj. Recenta apariție editorială a profesorului Cezar Mereuță încununează o analiză laborioasă a evoluției companiilor din România, realizată în peste 25 de ani de activitate. La evenimentul de lansare au participat economiști de renume, specialiști și studenți de la facultățile de profil. Toată povestea cărții pornește de la faptul că omenirea se află în zodia inegalității. Și nu se află în zodia inegalității de astăzi, de ieri, ci se află de când se știe. Ceea ce este specific inegalității în ziua de astăzi este decalajul care este la niște cote pe care nu le-am mai înregistrat niciodată. Decalajul dintre corporațiile bogate, puternice, vivace și cele care mai degrabă trenează în exprimarea lor în piață, sau decalajul dintre statele puternice, bogate, vivace și cele care mai degrabă încearcă să-și găsească un loc pe eșichierul mondial. Cartea profesorului Cezar Mereuță vorbește despre inegalitate, despre modul în care puterea în economie se concentrează și despre modul în care concurența este distorsionată. Aceasta este condiția realității economice astăzi, o condiție a realității economice care transmite către o țară ca România un mesaj tulburător de simplu. România are de, în primul rând, de atins propria condiție, pentru ca apoi să-și o depășească. Deocamdată România se află într-o zonă în care potențialul său este subutilizat și participarea la competiția internațională este mai degrabă palidă.
Cercetările profesorului Cezar Mereuță au evidențiat modelele de creștere și de involuție și au indicat cu exactitate motoarele de profitabilitate. Este un adevărat tezaur pentru cunoașterea și înțelegerea modului de funcționare a economiei românești. Din punct de vedere teoretic, aș spune chiar că ceea ce fac lucrările domnului profesor este să deschidă câmpul pentru un nou domeniu al economiei. Economia se împarte în general în microeconomie și macroeconomie. Ori dânsul deschide calea către ceea ce aș numi mezoeconomie, undeva intermediar, în orice sistem pe care l-a cercetat dânsul, la nivel de sector, la nivel de ramură, în profil teritorial și ultima dată a mers chiar la nivelul economiei mondiale, observația este aceea că un număr mic de 10% din companii sunt cele care determină 80% din rezultatele economice. Și această observație, care este verificată iar și iar prin cercetările domniei sale, cred că, din punct de vedere al acțiunii politice, este extrem de importantă. Pentru că înseamnă că ai posibilitatea, concentrându-te doar asupra acestui număr mic, relativ mic, de 10% din numărul de companii, să obții direcționarea economiei, să obții politici economice și politici industriale cu mare impact asupra economiei. Volumul a fost lansat cu sprijinul Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice București. Este o carte care trebuie citită. Este o carte care trebuie, să spunem așa, predată. De asta și misiunea noastră, să spunem așa, de să spunem, gestionarea a unor aspecte care țin de curricula educațională. Studenții noștri, și în special cei de la Relații Economice Internaționale, trebuie să aibă această lucrare științifică, un reper în cercetările pe care ei le efectuează. Și mă bucur că Facultatea de Relații Economice Internaționale este, să spunem așa, un promotor a rezultatelor cercetării profesorului Mereuță și în același timp un beneficiar pe să spunem, zone diferite a lucrărilor profesorului Mereuță, a rezultatelor și cercetărilor pe care domnia sa le-a efectuat. Ne bucurăm că domnul profesor Mereuță a putut să facă așa ceva. Sunt mari cercetători în țară care pur și simplu nici nu vor să aducă în discuție o astfel de chestie, iar aceste lucruri pot fi, din punctul nostru de vedere, un îndreptar pentru orice prim-ministru, pentru orice președinte de stat care vrea să meargă bine țării. Sunt niște analize pe care numai anumite eminențe cenușii le pot face în lume. Noi avem norocul că un astfel de om poate face așa ceva, este o încântare. De asemenea, vreau să mulțumesc eu, în numele domniei sale, tuturor celor, de exemplu, cum este domnul decan Hurduzeu, care au ajutat să se desfășoare un astfel de eveniment de asemenea anvergură. Pentru că avem extrem de puțin pentru perspectivă, dincolo de ce am vorbit. Ce credeți că ar mai trebui să spuneți, domnule Popa? Aștept ca cei care s-au instalat acum la frâiele țării să demonstreze că sunt mai buni decât ceilalți. Eu mâine am deja 2-3 întâlniri la ministere, nu stau, mă duc peste ei, și că vorbeam de UCMR, sper să găsesc înțelegere la Ministerul Energiilor și Economiei, astfel încât UCMR-ul să-și regăsească locul în matca lui normală. Am spus-o de nenumărate ori în ultimii 2 ani. UCMR-ul este principalul furnizor de servicii pentru hidroelectrica și din punctul meu de vedere e o chestiune de strategie națională, de interes strategic național, energia, da?
Și atunci, având în vedere că ei au făcut cam 90% din toate turbinele din România, ei ar trebui să facă mentenanța lor pentru hidroelectrică. Ați văzut ce spunea domnul Victorov. Deci unul dintre cei care au participat la construcția întregului sistem energetic național. Eu sper ca în următoarea perioadă hidroelectrica să aducă înapoi la statul român această întreprindere importantă și nu are niciun impediment să o facă. Da? Am înțeles. Vreau să-l întreb și pe Doru cam cum vede implicația ziariștilor în acest moment care vine, care e deosebit de spinos, dar muzica pe care o auzim înseamnă genericul de sfârșit de emisiune. Așa că te mai așteptăm la altă emisiune. Vă mulțumim mult pentru prezența în această emisiune. Mulțumim pentru eforturile pe care le-ați făcut ca să puteți să o onorați. Și la unul și la altul și telespectatorilor pentru atenția cu care am văzut că ne-ați urmărit. Rămâneți pe canalele televiziunii publice pentru că nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine! La revedere!